Aseară, în timp ce Raul era în platoul Mireasa Capricile Iubirii, băieții comentau pe marginea atitudinii lui, dar și despre câteva aspecte generale din acest stadiu al competiției. Gata, și a început execuția lui Raul din momentul ăsta. A, de-abia acum e ora 7. Nu, no, abia acum a început materialul, Dan. Dar e emisiunea a început de vreo 2 minute. Iată și acum lucrează pe Raul, barbar. Iar vine Raul, oi. Iar s-a luat de mine, iar m-a făcut imatur, iar... Da, bă, dar... pentru dânsul, nu, cel mai ideal... Dar nu, degeaba îi zici, nu. Păi pentru dânsul cel mai ideal scenariu e să nu-l întrebe nimeni nimic. Adică să fac ce vrea, dar nimeni. Adică nici măcar, bă, ce-ai făcut, știi? Băi, du-te, băi, frate, iar a băgat scena aia, îmi bat piciorul, îmi cer acasă. Iar aia cu mâna, bă, de 6 ori, bă, de 6 ori, băi, frate. Iar, băi, omule, o să o bagi până la sfârșitul sezonului. Eu când auzeam mai azi cu dânsul, el de asta nu face nimic și nu vorbește nimic din cauza la scena aia. Aera. Un lucru știu sigur că nu e un bun psiholog. Ce? Tăti el o bagă pe fata aia. Știu sigur că nu e un bun psiholog. Știu sigur că nu mai intră nimeni. Păi v-am zis că nu mai intră. Nu mai intră nimeni. Ce, în emisiune? Da, 100%. Dar de unde știi? Păi dacă s-au pregătit tinerele, s-a pregătit vacanță, n-ar avea timp să mai... Și cunoască lumea pe ei în primul rând. Tu nu ai cum să păi cunosc omul. Băi, și cine rămâne pe bară? Mirela, Izabel, Raul? Eu. Ionuț. Ionuț. Sorin. Da, Sorin. Sorin are socoteală. Dar nimeni nu-i oprește, băieți. Mai fără în emisiune, că nu zic eu că nu are socoteală. Are socoteală lui în afară, dar aici da, e blocat. Nimeni nu-i oprește pe ăștia singuri să-i facă curte lui Mirela. Păi nu că rămân pe bară, dar rămân așa, gen să se... Așa e, Laura a venit, s-a dus nesuțită în final. Sorin. Da, dar nici de apucea fără să interacționezi cu fetele doar de dragul de a... Păi da. Pe uite, de exemplu, pe băieți, acum cred că oprești să interacționezi cu Mirela după faza cu Raul, da? Na, calci tu... Pe Ionuț nu cred. Calci pe orgoliu, știu, nu? Ionuț, vezi că am văzut pe filmare, Ionuț a invitat-o la dans. Dar l-a refuzat. Acum... A fost așa asta, frate. Da, păi acum... și azi în live mă uitam la ea când se punea lângă ea acolo ce fețe făcea, ce... Cine? Ea, Mirela. Păi, și mi-ai soarta, dacă nu. Și că era ceva divă să mor eu. Bă, știi cum, adică înțeleg când cineva se bagă, chiar prea se bagă în seamă și tu îi pui... Dar a fost amabil. Da, băiatul, a stivit omul la dans și nu uita unde ai venit în primul rând. După ce că... Păi e un dans. Adică nu știu dacă a fost mai urât gestul lui Ionuț față de gestul așa, ca să... Mai ales din postura ei. Nu neapărat, nu o să-i comentez postura, dar e urât să nu... Am mai zis la capricii, vineri, o zis parcă, că... Băieți, au râs de mine, n-am mai zis nimica. Păi noi n-am râs, vreau să zic, n-am râs de tine, noi am râs de ce-a făcut Raul. Tu te-ai făcut singur de râs, n-am râs nimic de tine. Noi n-am stat să o criticăm niciun moment să-i spunem, mamă, ce... Exact, de fapt, eu am zis atunci, mie nu mi se pare... Noi te-am zis toate în sine, care s-au pus ei singuri, nu noi. Exact. Eu i-am zis și azi dimineață la Mirela, n-am râs de tine, băieți, noi ne-am de Raul, că Raul era... Ce este o vorbă, dacă nu vrei să râzi de tine ca la circ, nu te mai comporta ca un clon. Mi-a zis lui Raul asta la capricii. Cu 2 zile înainte, joi sau nu știu când, nu știu cine era cu noi. Că și ai dat cuțit. Eu când i-am spus asta, nu-i vina mea că eu râd de acțiunile tale. Dacă mă duc la circ și văd pe acolo cum sunt... Și pe dânsul s-a supărat, stai liniștit. Ce să-i facă? Nu e ca și cum îi spui tu ceva și sari cuțitul și pe altul cu mine. Da, dar și parcă pe mine e un pic diferit. Păi e tu de la persoana întâi, de asta. Eu n-am treabă, bă. Dar oricum nu a fost frumos. Fiecare dintre ei își merită soarta. Fiecare, frate, fiecare. Fiecare, punct și stop, frate, punct și stop. De ce nu te-ai făcut tu de circ? Sau el, sau eu, sau el, sau oricare altcum. Bă, există un proverb așa mai din bătrân, cum îți așterne așa dormi. Normal. Și acum, pentru aia, din punctul meu de vedere, s-a terminat emisiunea. În primul rând, el a început, aiurea de când a intrat în emisiune, dădându-se ceea ce nu este, cum ai venit, știi? Cum a început și cu Gabriel, hai să uite cum se face sportul, a dat kicks de atunci, din sfaturile care le-a dat, adică n-avea nicio treabă cu sportul, ci sfaturile a dat el, că am început să râd când am văzut sfaturile la televizor. Cum s-a lăudat el, că citește multe cărți, că vrea să fie psiholog, că el ajută oamenii, că el așa... Adică el a încercat să scrieze o imagine, dar total paralel cu ce e el ca om. Și mai bine îi reușea să fie el natural, așa. Aici până ai nicio șansă să fie altfel, că pe parcurs te dai... E de aia te dai, adevărată față. Păi nu, că el ar putea să fie psiholog. El ar putea să dea fie psiholog. Dar psiholog de bipolarologie. Că la cum e așa, cum e așa.
Sau acum, după ce s-a anunțat concursul ăsta, ce o zici, Raul? E un permit, frate, excursie, nu? E un permit, adică și treaba are una cu alta. Ce treaba are faptul de concurs? Cred că nu e vreunul dintre noi aici care să... Păi până să se zică de premiu, el deja spunea că nu îi se pare corect să intre doar ăștia cu relație în cald. Da. Deci el deja avea o voință. Și după aia au zis că, dar eu îmi permită excursie la Paris. Adică, dar ce legătură are una cu alta? Ce treaba are? Că ați vezi cât e... Frustrat. Și eu a avut șanse să ia. Când azi în live zicea că... Da, după live. După. Da. Eu îmi permită. Și stă singur în patul ăla și stă supărat, așa zici că are 12 ani. E tovarășul meu, dar sunt multe minusuri. Dar nu te ascultă, că doar dacă eu când am stat atunci și faza cu Izabel, eu am dat un sfat așa, ca antibărbați. Și el mi-a pădus. Dacă tu mă, nu puteți, el orice sfat încearcă oricine să-i dea, el o ia ca pe observație. O ia ca pe observație. Tot treabă lui, eu n-am treabă, eu îi zic în față. Și atunci când i-am zis afară, că m-a luat aici, era supărat, că oi, că nu mai, nu-i place de fapt tătă mascarada asta, înțelegi? Nu-i place și circul și alea, așa nu înțelegi și cum vorbeaște cu el, înțelegi? La fel. Cam da. Normal, când am auzit că eu zic la stelea, îți dau una în barbă. Ce m-am imaginat. Și imaginea faza cu ei doi, făcând sparring acolo. Haide, oi, că glumi, oi, frate, oi. Tu mai dau steleane, vei, am zis la coaste, vei, nu dau eu omule la coaste. Mi-e drag, bă, mi-e drag, așa că nebunia lui, eu mă distrez cu el și îmi place să faci în caterincă, dar fură curent un pic așa, știi? Păi, dar nu-și dă seama la vorbă, cum e ăsta, cum aș fi Stelian. Stelian, și ai bombardat-o pe Ramon, ai, cum să, el ce ar trebui să răspundă Stelian acum? Da. Da, un front, i-aș da, vai, mamă, ce răspuns vrei tu, e nebune? I-aș băga mâna în pantalon. Asta, Robert, și cu tine a făcut când v-ați certat voi săptămâna trecută în live. Da, iar dacă era și el un pic, ăsta îi dădea replica asta. I-aș băga mâna în pantalon. Da, nu a fost o discuție cu Raul și băieții, a fost o bârfă despre Raul. Băieți, da. Apreciez că s-a vorbit frumos, nu s-a adus jigniri. Referitor, Cristi, la ce ai spus tu cu cabina telefonică, poate să confirmi toată lumea că eu am zis de acum o lună. Am zis cu cabina telefonică că dacă ar fi să fie, să participe toată lumea, nu doar cei cu relații. Nu am zis acum. Imediat când te-ai întors la Caprici, am avut subiectul ăsta cu tine, dacă ți-am zis. Da, și tot la fel ți-am zis. Bine, eu asta nu i-am discutat, nu e problemă. Dar e prima dată când nu participă toată lumea, adică până acum a fost toată lumea, era un concurs, se dădea start, cine intra în cabină, dar acum, pentru că este și această miză cu plecarea la Paris. Asta cu plecarea, că am zis, într-adevăr, am zis că da, îmi permit vacanță. Am zis chestia asta pentru că bătea apropo Stelian cu, uite că cine participă la task și alea. Și eu am zis că îmi permit vacanță. Nu înțeleg, am deranjat pe cineva sau am zis ceva, nu înțeleg ce am făcut. Cred că Robert a fost mai deranjat de treaba asta. În fine, dacă eu am greșit față de cineva de aici, am cer scuze. Eu dacă stau în pat și stau liniștit, nu vreau să mă bag în discuții, nu vreau să mă mai bag în caterincă, vreau să-mi văd de treaba mea. Asta înseamnă că sunt depresiv. Dacă intru caterincă și fac anumite glume, când nu-i frumos ce am făcut, când nu știu ce, când nu știu cum. Dacă intru în glume, trebuie să dau explicații pentru glumele pe care ești le fac. Ești popular, Raul, ce să spun? Și referitor la chestia, cum ai zis tu cu Gabriel la început, da, am încercat să-l ajut. Gabriel a fost un băiat închis, l-am ajutat, discuta, vorbea, comunica, într-adevăr, l-am ajutat cum am putut, nu am dat antrenori de fitness sau... În fine, nu înțeleg să aduc vorbe din trecut. Nu înțeleg dacă nu deranjezi pe nimeni și îmi văd de treaba mea. Ok, apreciez. Băieți, ați putea să răspundeți un pic, că până la urmă, da, ați râs un pic de el. Serios, adică... Uite, la capitolul comportament, dacă pot să-ți dau un sfat. Nu trebuie să stai în pat singur sau să fii în extaz. Găsește un mijloc. Aia e cea mai bună zonă. Așa este. Asta, adică de asta e un pic așa, știi, acum 10 minute erai ca pe patul de moarte și acum, știi, ești la extaz. Corect. Și apoi iară. Găsește ceva din mijloc, dacă vrei sfatul meu. Alex, caracterele sunt împărțite, știi cum, toate sunt diferite. Sunt de acord. Eu poate îmi găsesc liniștea stând singur, tu poate îți găsești liniștea în sală, Sorin poate își găsește liniștea citind, fiecare își găsește liniștea sa. Uite, eu așa ideea e că pe tine nu te prinde singurătate, că tu nu ești genul de persoană care să stea singur, înțelegi? Okay, tu ești genul de persoană care ești pe caterincă, ești pe distracție, nu te reprezintă pe tine de presă. Dar poate așa se încarcă el.
Uite, am primit o scrisoare după o săptămână de la ei, sunt mult mai bine, cu ocazia asta nu o să mai cer acasă, dacă este să plec, o să plec, dacă nu, nu, pentru că nu mai vreau să victimizez. Într-adevăr, am văzut că se vede foarte urât, spunând în continuu, vreau acasă, vreau acasă. Eu în continuare îmi doresc să plec acasă, doar că nu o să mai zic de acum acolo. Te rog, Mirela, imediat, Stelian, că așa e politicos, o lăsăm și pe ea. Și care e problema ta, Robert, la adresa mea? Că văd că tot mă aduci în discuție de fiecare dată. Ce te interesa pe tine dacă l-am refuzat pe Ionuț? Eu am văzut că erai foarte interesat de că l-am refuzat pe Ionuț la dans. Păi nu doar eu, că tu ai o problemă cu mine. Serios? Nu cred că te-am adus eu pe tine în discuție. Păi nu te-am adus într-un mod negativ. Păi dar ce rost avea să am adus faptul că la capriciu ai spus că noi te-am jignit pe tine și am râs de tine, dar nu am râs de tine. Râdeam, atunci am râs de Raul, este nu de tine, dacă ta, tu te-ai simțit vizat. Nu mai aduci în discuție și să-ți vezi efectiv de relația ta. Asta nu se poate. Că eu nu cred că am avut nicio treabă cu tine. Dintre noi n-am râs de tine sau ceva de genul. Adică el asta vrea să zic. Nu. Aici da, a fost un gest urât faptul că l-ai refuzat pe Ionuț când te-a invitat să danseze. Da, nu, pur și simplu nu am simțit să dansez, nu cred că e un gest da, urât. Okay. Nu am simțit eu să fac treaba asta, nu cred că trebuie să-mi explic în fața cuiva. Te-mi-a dat o părere, frumos, nu te-am jignit. O să-mi dau oricând o părere. Nu. Ok. Te rog, Stelian. Și eventual, dacă se poate, Raul, cum ți-am spus de mai multe ori, încearcă să nu le mai atât de tragic și atât de drastic toate lucrurile. Răspunde și tu mai controlat, nu te mai supăra din orice. Așa același lucru pe care ți l-a spus toată lumea, nu numai eu, și eu în privat. De mai multe ori. Fii mai temperat. Stelian, chestia asta am discutat-o cu tine astăzi. Când nu ești în apele tale, tu te duci, te închizi în sală, nu te deranjează nimeni, sau ieși afară, sau citești ce faci, nu te deranjează nimeni. Dacă tu vezi că eu stau supărat și vii și faci glume și bați apropo cu mine, cum ai vrea să-ți răspund? Pe un ton plăcut sau cum ai vrea să fiu? Un om liniștit când eu sunt agitat în sufletul meu? Nu te lua nimeni din pat cu forța să râde de tine. Pur și simplu reacțiile tale, per total, ca general. Am mai avut discuția asta. Uite, și referitor la ce s-a întâmplat aseară la Caprici. Aseară, pentru prima dată în ultimele două săptămâni, când am venit liniștit de la Caprici. Și tu ai zis aici că vai să-l vedeți că vine iar Raul agitat, că se dă da, materialul ăla. Toți i-am spus chestia. Eu te-ai văzut aseară, am venit calm, am venit... Bravo, e un aspect, felicitări. În fine, încă o dată apreciez că nu ați adus cuvinte urâte la adresa mea și adresa Mirelei. Și cât despre ce a menționat Robert, foarte bine a punctat. Aș vrea să te abțin ceea ce o privește pe Ramona. Nu o aduce în discuție în nicio ten, sub nicio tentă și nicio... Păi același lucru l-a vrut și Mirela. Asta. Da, exact. Adică da. De okay, ce... Aș aprecia să nu o aduci pe ea în discuție în anumite subiecte sau tente care nu și-au sensul. Mă bucur că Robert s-a atras atenția și tu n-ai știut să-mi spui asta pe moment, la fel cum a fost și discuția atunci când curare și nu ai știut să-i atragi atenția dacă pe moment. Tu îți dai seama mai târziu, dar dacă ți-aș fi atras atenția, ți-ai spus cam ceva cu tine, ca de obicei. Trebuie să-mi atragi atenția, că ești bărbat, nu? Acum știi. Ok. Mulțumesc.